Vineri 1 iulie local în sud și sud-est și izolat în celelalte regiuni, iar sâmbătă 2 iulie în cea mai mare parte a teritoriului. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Dacă în sudul țării temperaturile vor fi caniculare, nu același lucru se va întâmpla în zonele de deal și de munte. În aceste zone, mai ales în cursul după amiezelor și a serilor, vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izola grindină. Administrația Națională de Meteorologie a emis în acest sens o avertizare de disconfort termic accentuat, caniculă și instabilitate atmosferică valabilă în zilele de 1 și 2 iulie. În intervalul menționat, vremea va fi călduroasă pe arii restrânse caniculară în vestul și în sudul țării, iar disconfortul termic se va accentua treptat. O tendință de răcire a vremii va avea loc abia în ultima zi a săptămânii. Începând de duminică 3 iulie, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua și va cuprinde majoritatea regiunilor. În partea de sud a țării sunt așteptate averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izola grindină. Potrivit meteorologilor, toată partea de sud a țării se va confrunta cu temperaturi caniculare până la jumătatea lunii septembrie.